Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Pro-Moldova, domnul Adrian Candu. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Haideți, domnule președinte, să începem cu ceea ce contează. Astăzi avem iarăși un record, peste 2600 de cazuri de COVID, 41 de decedați. Noi avem doi oameni care consider ei și lumea consideră foarte influență în țara noastră, domnul Igor Dodon și doamna Maia Sandu. Eu am mai pus întrebarea asta și altor invitați. Domnul Igor Dodon se laudă că are ieșire la Kremlin, poate intra în oricare dintre turnurile alea. Doamna Maia Sandu se laudă că are ieșire și la Angela Merkel și la Bruxelles în general, Statele Unite. Dar de ce noi primim și din dreapta și din stânga vaccinuri de parcă am fi cea mai calică țară de pe glob și nu putem să aducem și noi, ai noștri, nu pot să aducă sute de mii, așa cum se fac și în țările africane și în țările din America de Sud, care sunt cele mai săraci sau unii dintre cele mai săraci. Ați început cu noutăți grele și cu cifre. Nu se zice că mai întâi cu noutatea bună și după aia cu noutatea rea și cu această ocazie dați-mi voie să vă felicit cu ziua de naștere care a fost. Wow, mulțumesc tare mult. 37 de ani e o vârstă frumoasă pentru un bărbat. Eu cred că sunteți cu realizări frumoase, tată, soț și cu profesionalism vă atârnați în tot ceea ce faceți. Și de ce felicitări. Mulțumesc tare mult. Și să trecem la cele cu regret negative. 1 octombrie, noiembrie anului trecut, noi auzeam din partea pe atunci președintelui Dodon că maică nu Sputnik stă la graniță și iată intră. Și într-adevăr se bucură de a, sau cel puțin spune că are susținerea cea mai mare de la toate turnurile sau câte 10 turnuri ale Kremlinului, dar până astăzi n-a venit niciun vaccin Sputnik. Din unele informații care circulă pe coloarele puterii, se pare că echipa Maia Sandu, cu excepția, iată, a unui comunicat de astăzi, care l-am văzut la o întâlnire între Maia Sandu și ambasadorul Federației Ruse, se zice că se blocau intrarea vaccinului Sputnik, anume de echipa, să zicem, occidentală, ale puterii. Că a spus că sunt doi cei mai importanți oameni în țară. Și invers. Din partea asta, Dodon sau Chicu, prim-ministru, sau adică fosta guvernare, bloca intrarea celorlalte vaccinuri, deoarece fiecare parte își încerca cumva să își obțină dividende politice, capital politic, pentru că iată că eu sunt cel cu pum și cu mușchi puternic și am adus în țară vaccinuri. Până la urmă, când doi se bat, al treilea, în cazul de față, nu câștigă, dar pierde. Și aici e cetățeanul Republicii Moldova. Și este și inuman. Aș putea spune, chiar zilele astea am folosit și noțiunea de genocid împotriva propriilor cetățeni, să iei să pui piedici sau să nu depui eforturile considerabile, nu contează ce viziune politică și ce culoare și ce îți place, estul, vestul. Înscriu oameni care, chiar ieri m-a întrebat cineva, domnul Candu, dumneavoastră, cu ce vaccin ați prefera să vă vaccinați? Noi nu avem, noi nu suntem în poziția să alegem. Noi trebuie să ne vaccinăm cu orice n-ar fi. Și nu contează denumirea, și nu contează de proveniența, poate fi și din China și din India, că am înțeles că și ele deja sunt bune cu anumită experiență la nivel global, în sens bun, că se țări întregi se vaccinează și ați dat exemplu și de țări africane sau din America Latină. Adică cum? Mexic cu o populație de 120 de milioane face comandă de 10 de milioane de vaccinuri de la Sputnik și vă dați seama că și rușii au o anumită producție limitată. Când ai așa o comandă, păi te mai gândești la Moldova aia cu vreo 100, 200, 300 de mii. Este descurajator puțin spus. Este decepționant și dezgustător ceea ce s-a întâmplat în ultimele 4-5 luni, când cei doi în cazul de față, nu neapărat ei la nivel de persoană, dar inclusiv echipele sau oamenii care sunt interpuși să organizeze anumite procese, iată că nu reușesc. Sau invers, pun piedici. Deoarece noi, în realitate, am avea nevoie în jur de 2 milioane de doze ca să vaccinăm 1 milion de populație, ca să scadă presiunea pe sistemul medical, să scadă presiunea tot ceea ce înseamnă spitalizare,
țările deja, Marea Britanie a ajuns un 60% să vaccineze. Țările din Statele Unite Americii peste 100%, bine, nu ne comparăm cu Marea Britanie și Statele Unite, dar sunt multe alte state care am putea să ne comparăm cu ele. Cu regret, așa se întâmplă când politicul este irresponsabil și pune interesul politic mai presus de orice. Nu contează de unde vine vaccinul, nu contează ce culoare are țara respectivă sau interesele geopolitice în cazul de față, singura soluție pentru a depăși această năpastă care a dat și peste noi și deja iată că sunt tulpinile britanice, tulpina cutare, indiană, cutare, cutare și de aia virusul este mai virulent, mai contagios, mai dur, oamenii sănătoși, bine mersi, se trezesc cu un 50-60% din plămâni deja nefuncționali și direct în terapie intensivă, fără nicio simptomă înainte de asta. Adică e grav, e grav și ați dat exemplu cifrelor de astăzi care iată că sigur de aici putem deja să dezvoltăm subiectul inclusiv de astăzi legat de Parlament, ce s-a întâmplat în Parlament, este și dezgustător și este, eu chiar sunt dezamăgit cu toate, cu toate experiența și cu toate, am văzut de toate, domnul Gonț, am văzut de toate și în politică și în viață, dar așa ceva, așa mizerie mai rar. Ajungem și la ședința de azi a Parlamentului, dar totuși este salutară mișcarea doamnei Maia Sandu de a se întâlni cu ambasadorul și se pare că a rugat ajutor din partea Federației Ruse, nu? Asta deja trebuie apreciat. Asta am citit în comunicat. Asta e de apreciat. Mă mir de ce până acum nu s-a făcut. Doamna președinte este deja aproape 3 luni sau dacă nu greșesc mai mult de 3 luni președinte. Dumnezeu și în consultări ne-a spus cele de săptămâna trecută, dacă nu greșesc, înainte de a fi desemnat domnul Grosu, că discută cu producătorii, că încearcă și depune eforturi, dar nu e suficient. Fiecare zi, cum ați spus, dacă ești în relație bună cu doamna Merkel, de ce Germania atunci până astăzi nu ne-a ajutat? De exemplu, nu știu, întreb, retoric. Așa. România, slavă Domnului, jos pălăria, de fiecare dată, indiferent ce guvern este, indiferent ce președinte este România, întotdeauna a fost alături de Republica Moldova și la bine și la rău și în cazul de față și cu vaccinurile. Dar întrebarea este, de ce noi suntem pe ultima, pe ultimele locuri în listă la platforma COVAX? De ce ca alte state, cum e Georgia, de exemplu, noi n-am contribuit măcar puțin financiar pe acea platformă COVAX, avem întâietate la anumite etape pentru vaccin? De ce s-au trimis documentele mai târziu decât ar fi trebuit? Și aici vorbim despre luna noiembrie, decembrie și nu în octombrie, septembrie, că doar despre vaccinuri se vorbește deja de cel puțin jumătate de an, anului trecut, adică din vară încă. Și toți specialiștii, indiferent iarăși de țările de proveniență, vorbesc despre faptul că singura soluție și cea mai rapidă soluție, pe lângă cel al timpului, este imunizarea populației. Și atunci ce? Noi nu vrem să scăpăm de cifre dramatice și să avem economii și să începem să ne trăim viața precum o aveam înainte de pandemie? Asta nu v-ați vaccinat încă? E, nu. Eu am să fac o emisiune și eu am citat 20 știri că urmează să mergeți în România să vă vaccinați, nu? Eu încerc să mă programez pentru România. Mi-am făcut cont pe site-ul respectiv. Urmează să sper să reușesc să mă programez. Da, dar vezi, cetățenie dublă sau triplă? Adică? Eu, în afară de moldovenească și românească, nu am nimic. Cehă nu aveți? Cehă nu am și nici nu am dreptul să am. Abia dacă voi îndeplini niște condiții. Deși am toate premizele să pot să îndeplinesc acele cerințe, deoarece soția și copiii sunt cehi. Lockdown. Sunteți pentru sau nu sunteți pentru a institui un lockdown total cam martie anul trecut, de vreo săptămână, două, trei, patru, nu știu. Păi în martie anul trecut a fost pe 3 luni. Două. Două stare de urgență? Da, 16 martie, 16 mai, undeva, da, aveți dreptate. 60 de zile am votat noi în Parlament, atunci lockdown. Când, domnul Gonța, când întrebați un exponent al politicului în privința lockdown-ului, indiferent că e vorba de Andrean Candu sau oricine altcineva, vă va răspunde luând în considerare oare ceea ce am spus acum o să afecteze partea politică sau nu, electoratul și așa mai departe. Nu suntem noi, cei din Parlament, nici măcar din guvern, cei care trebuie să venim cu ideea unui lockdown, unul parțial, unul total, unul parțial sau deloc. Mm-hmm. Asta trebuie să o spună specialiștii și asta trebuie să se bazeze pe analiză foarte clară și a unor protocoale foarte clare cum să acționezi dacă sunt îndepliniți anumiți indicatori.
Și mai mult ca atât, când iei o decizie, de exemplu lockdown, trebuie să vezi. Bine, Parlamentul, să zicem, săptămâna viitoare votează un 30 de zile de lockdown. Dar oamenii vor sta acasă. Oamenii vor respecta acele reguli. Economia va rezista, banii în buget sunt, cum compensăm noi pierderile oamenilor legate de locurile de muncă, șomajul tehnic, că nu lucrează unii, nu lucrează alții, că nu vor merge la lucru. Noi, fiindcă lockdown-urile care au fost introduse în multe țări, au fost în mod obișnuit însoțite de programe politici și legi și decizii care au ajutat oamenii să respecte acel lockdown. Vă aduceți aminte anul trecut cum erau amenzile de 10.000 de lei, dar pe de altă parte cineva șoșotea și spunea, nu, preoților, nu vă faceți griji că nu o să vă punem amenzi? Da. Sau, adică, prin exemplele proprii ale politicienilor de anul trecut, oamenii au văzut, aha, înseamnă că așa se poate. Înseamnă că eu trebuie să-mi amân aniversările, să stau bine mersi acasă, să ascult autoritățile, să fiu conștient și responsabil, dar cineva să, scuzați expresia, să, eram să zic ceva mai urât, să iei să organizeze nuntă. Și nu vorba de nunta unuia sau altuia. Răspunsul meu este felul următor și foarte poate, fără să iau în considerare populismul sau nepopulismul. Dacă lockdown-ul este necesar pentru a rupe, iată, din această tendință de creștere, mai ales a deceselor și a celor infectați, el este necesar, dar în mod obligatoriu el trebuie să fie însoțit de câteva elemente importante. Compensații, inclusiv bănești, pentru mediul de afaceri, întreprinderile mici și mijlocii. Noi nu trebuie neapărat să-i ajutăm pe cei mari care au bani și, bine mersi, vor mai rezista o perioadă de timp. Și oamenii. Și cei care, de exemplu, muncesc. Dacă există un anumit grafic, cum folosești transportul public? Fiindcă să iei să spui transportul public nu funcționează între orele cu tare și cu tare, asta înseamnă să aglomerezi transportul public și degeaba faci lockdown. De exemplu, în România, în perioada lockdown-ului, au fost stabilite niște reguli clare. De la 10 dimineața până la 1 la prânz, merg la supermarketuri și eventualele piețe cei care depășesc o anumită vârstă, adică oamenii în vârstă. Tinerii sau de vârstă medie merg după ora 1. Niște reguli clare, logice, dar când se iau decizii ilogice, când crește numărul de infecții, de infectați și de decese, iar sub presiunea politicului cineva ia decizii că se deschidă mall-urile sau mall-urile să funcționeze în mod normal, piețele să funcționeze în mod normal, transportul public să funcționeze în mod normal, eventual acolo, hai să spunem niște reguli, că numai cei care se așează și numai mulți de jumătate, care nu se respectă. Asta nu o să ajute cu nimic. Lockdown-ul, dacă îl introduci și el nu este respectat, degeaba îl introduci. Nu mai ai obosit oamenii, ai supărat oamenii și i-ai făcut și mai săraci decât sunt. Bun, noi problema asta nu o să rezolvăm la această emisiune. Noi problema asta nu o să rezolvăm cu regret nici în următoarele perioade în tot ce înseamnă clasă politică și guvern. Deoarece guvernul este în demisie și nu are mecanisme, dacă ar fi un lockdown, să vină să schimbe, să modifice bugetul, de exemplu, sau să vină cu programe economice, ceea ce înseamnă că ai nevoie de un guvern plenipotențial. Iar cei care decid, și ați zis astăzi la începutul emisiunii, că sunt două persoane, de exemplu, cu influență care iau decizii, iată că se joacă un fel de ping-pong sau nu știu ce joacă, șah, da? Ambii joacă șah. Care e mai tare acum, cu ce figură va merge mai departe, în așa fel încât, iată că ne apropiem de blocaje complet constituționale și instituționale, care nu o să ne permită să luăm decizii. Hai să zicem, nu celor mici, cum e Pro-Moldova, dar și celor mari, cum e socialiștii sau președintele Maia Sandu, pentru a lua niște decizii de revenire la unele elemente clare de ajutor pentru oameni. Și aici mă refer și la ajutoare financiară, aici mă refer și la niște decizii simple legate de ce se întâmplă dacă copilul... Iată, să zicem că sunteți doi părinți în casă, care munciți ambii, iar copilul trebuie să stea acasă, are până în 10 ani și trebuie să stea acasă, clasa 1, clasa 2 și trebuie să stea acasă să facă lecții online. Nu aveți bonă, nu vă permiteți bonă, bunicii nu-i aduceți, când nu vreți să-i expuneți, ce se întâmplă cu acel copil? Părintele 1 trebuie să-și ia concediu din propria inițiativă, neplătit, ca să stea cu copilul acasă. De ce statul n-ar veni și ar spune,
un părinte îi dau concediu plătit din partea statului, de exemplu. Jocul ăsta nu se numește șahă, jocul ăsta se numește oină. Dar asta e altă treabă. Indiferent de denumirea jocului, e joc. Ce a fost astăzi la ședința de Parlament, domnule președinte Cantu? Astăzi, în ședința Parlamentului, a fost un spectacol de prost gust. Un spectacol care părțile principale, jucătorii principali de jocul, nu mai contează care e, cum se numește, încearcă să tragă foloase politice. Partea stângă bate în partea dreaptă, adică socialiștii în cei din PAS și în dreaptă, în general și în președintele Maia Sandu, despre lipsă de intenție, despre lipsă de profesionalism, despre lipsă de consecvență. Iar partea dreaptă, în cazul de față, Partidul Acțiune și Solidaritate și doamna președinte Maia Sandu, nu fac altceva decât să facă un alt spectacol prin care să își tragă foloasele. Haideți să luăm un exemplu. Domnul Grosu, astăzi, în plenul Parlamentului, după ședința plenară, a ieșit la presă și a zis că eu am vrut. Ați văzut? Eu am vrut. Dar Parlamentul e responsabil. Dar Parlamentul este iresponsabil. Dar uita să mai spună cinicul de el că, de fapt, înainte de asta, a mai vorbit cu colegii în Parlament și a spus că PAS-ul nu votează. Și, ba mai mult ca atât, a mers să negocie și în discuții cu cei din Platforma DA și din Partidul Democrat și cei cu care s-a întâlnit au ieșit din întâlniri și au spus: noi n-am înțeles până la urmă. Se vrea asta prim-ministru sau nu se vrea? Vrea guvernul Grosu să devină guvern în general unul de anticriză sau nu? Adică simulare, lipsă de intenție, joc, numai pentru a atrage foloasele politice. Numai că atragerea de foloase politice în acest context o să le pice în cap în așa fel că nu o să mai fie folos politic, dar o să înceapă să piardă oamenii încrederea, să-i dezamăgească și o să-și piardă și electoratul, dacă la asta se gândesc, dar noi vedem că la asta se gândesc. Ce urmează? Ori, noi astăzi seara am primit un comunicat de presă, noi presa în sens că de la președinția țării, în care se spune că șeful statului, doamna Maia Sandu, invită fracțiunile și grupurile parlamentare pentru ziua de mâine, vineri, la consultări în sensul articolului 85, aliniat 1 din Constituție, în ordinea Șor, Promoldova, Democrației, Platforma, Acțiune și Socialiști. Puteți să-mi traduceți și nou ce vrea doamna Maia Sandu? Ok, nu, traducătora ei încă n-am fost. Haideți să încercăm. Articolul 85, aliniat 1 din Constituție, prevede condițiile de dizolvare a Parlamentului în situația, în cazul în care Parlamentul, sau mai bine zis, pe perioada de 3 luni, guvernul este format, inclusiv ulterioarele articole către citit tot împreună, prevede și acel termen de 45 de zile și cele două încercări eșuate și faptul că președintele, în cazul de față Maia Sandu, înainte de a merge la Curtea Constituțională pentru a se consulta cu Curtea Constituțională dacă sunt sau nu circumstanțe pentru dizolvarea Parlamentului și stabilirea alegerilor anticipate, zilei de organizare a alegerilor anticipate, trebuie să se consulte cu fracțiunile parlamentare. Deci mâine, și noi apropo suntem invitați mâine la 13:30, dacă nu greșesc, mâine suntem invitați ca președintele Maia Sandu să parcurgă o parte din proceduri de formă mai mult, că doar nu o să fim consultați mâine cum să scoatem țara din criză, dar o să fim puși în situația unui fapt, în considerentul dumneaei, ca să ne întrebe sau să ne spună că 3 luni au trecut, 2 încercări au trecut, eșuate, cum considerați, ce considerați, dar eu merg la curte. Și probabil mâine seara sau luni o să meargă la Curtea Constituțională să solicite curții opinia privind existența circumstanțelor pentru dizolvarea Parlamentului. Dumneavoastră mâine mergeți la această întrunire cu doamna Maia Sandu? Întotdeauna am dat accept la astfel de discuții și comunicate și comunicare, indiferent cât de formal este sau adevărate sunt, autentice, cum unii le folosesc acest cuvânt magic, deoarece trebuie să existe și un respect instituțional. Sigur, vom merge mâine la 1:30. Deși, evident că nu ne așteptăm la mult. Știți de deoarece, la ce vi spune? Domnul Gonța, noi din luna decembrie, de când am intrat în acest joc al consultațiilor și consultărilor,
am fost foarte consecvent și am ținut pe una și aceeași. Că vor fi alegerile anticipate, că nu vor fi. Că e luna iunie, că luna septembrie, că luna noiembrie anului 2021, țara trebuie guvernată și guvernată plenipotențiară, preferabil de un guvern de tehnocrați, fără afiliere politică, bazat clar pe unele măsuri anticriză, deci vorbim despre un guvern anticriză, pe 3-6 luni, cu măsuri clare, anticriză, nu trebuie să se desfășoare așa cum un program de guvernare de mii de pagini, că nu e cazul. Trebuie să luptăm cu pandemia, trebuie să găsim soluții economice, inclusiv să restabilim relațiile cu Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană, Banca Mondială și restul, ca să obținem bani, ca să ne acoperim găurile din buget și inclusiv să venim cu soluții economice, să găsim soluții cum să mergem la anticipate, la acele alegeri, în așa fel încât oamenii să nu-i trimitem la alegeri și după asta de la, din cabina de vot sau a doua zi să îl transportăm în, cu ambulanța în terapie intensivă. Cum organizăm aceste alegeri în perioada pandemiei, fiindcă nu se știe cât va dura și când ieșim noi din această năpastă? Iată câteva subiecte de care trebuie să ocupe acest guvern. Și eu sunt sigur că dacă, de exemplu, astăzi exercițiul ar fi fost unul adevărat și nu ar fi fost un joc a celor care joacă politic, putea fi numit un guvern pe o perioadă între 3 și 6 luni de zile, așa cum am propus și noi, doamne președinte Maia Sandu. În martie este numit guvernul, luna august își face, până în luna august își face tot ce trebuie să facă. Parlamentul cu siguranță va susține, că doar nu este sinucigaș niciun deputat de acolo ca să nu susțină măsurile economice sau măsurile sociale sau inclusiv modificarea legislației electorale ca să putem să organizăm alegerile anticipate în plină pandemie sau după pandemie. Fiindcă vorbim despre, de exemplu, două zile de vot în țară, sâmbătă, duminică, ca să poți să faci o fluidizare a alegătorului în așa fel încât să nu se aglomereze la secțiile de vot. Trebuie poate anumită protecție pentru funcționarii de vot. Poate, în general, introducem votul prin corespondență. Și este un caz de excepție. Eu sunt sigur că și Comisia de la Veneția o să ne susțină și o să vină cu unele soluții. Chemăm pe cineva, experți de psihotare, să ne învețe cum facem votul ăsta prin corespondență. Poate îl facem electronic, poate găsim o soluție. Sunt băieți deștepți în țara asta care, pe baza sistemului de blockchain, de exemplu, o să ne organizeze votul câteva secunde, să poți să votezi de pe telefon, de pe aplicație de telefon. Orice e posibil în 6 luni de zile, dacă se vrea. Și apoi luna august, la sfârșitul lunii august, din ziua independenței, prim-ministru vine dimineață, depune flori și după masă își dă demisia. Și noi toți, în mod responsabil, până atunci, în mod public, ieșim în fața cetățenilor, spunem gata, guvernul și-a dat demisia, noi mergem rapid, două încercări facem de formă ca să respectăm Constituția și în luna octombrie sau noiembrie mergem la alegeri și în luna decembrie poftim, aveți un nou parlament, o nouă majoritate, o nouă guvernare, poftim. Ura. Buchete de flori, ura, și s-a încheiat anul 2021 până atunci cu anumit rezultat. Dacă avem sau nu avem deja la mod oficial premise pentru anticipat, dacă l-ați fi votat astăzi pe Igor Grosu, dacă îl veți vota pe Golovatenko, dacă va ajunge... Golovatiuc. Pardon. Dacă va ajunge premier desemnat oficial, despre asta după câteva clipe de publicitate, domnul președinte. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul președinte, după ședința de astăzi a Parlamentului, eu parcă am ascultat destul de atent declarațiile tuturor liderilor de partid, dar așa n-am înțeles. Ce urmează? Noi avem premise legale, atât de bine noastră. Cele două tentative, tentativa 1 Gavrilița, tentativa 2 Grosu, sunt premise constituționale de a dizolva acest parlament. Opinia mea personală, din punct de vedere juridic, strict, dacă cum se citește Constituția, luând în considerare și jurisprudența, adică câteva decizii ale Curții Constituționale, în momentul în care există o majoritate, deci haideți să o pun altfel, ca să fie poate și mai clar și pentru telespectatori, să nu intrăm foarte mult în chestiuni tehnice. Dizolvarea Parlamentului este o penalitate, o sancțiune pentru Parlament. Adică, tu nu te descurci, eu te sancționez. Ce înseamnă că Parlamentul nu se descurcă? Ori Parlamentul este blocat în activitate 3 luni de zile, nu face nicio ședință plenară, nu se aprobă nicio lege, pentru ce ai nevoie de această instituție care este, ia că 3 luni de zile nu face nimic, ci să-i plătești salarii și să-i ia cei deputați. Te-am penalizat, te-am dizolvat, pleacă, vin următoare. Sau,
dacă tu, Parlamentul, în parcursul la 3 luni de zile sau 45 de zile cu două încercări, nu te-ai descurcat că țara trebuie guvernată. Ce înseamnă Guvernul Republicii Moldova? Guvernul Republicii Moldova nu este guvernul președintelui. Guvernul Republicii Moldova, în actuala formă de guvernare a țării, când e Republică Parlamentară, este o prelungire a unei majorități parlamentare. Adică guvernul nu răspunde în fața președintelui Maia Sandu, în caz de față. Guvernul vine și răspunde în fața Parlamentului, inclusiv cu mecanisme de demisie. Guvernul, prin moțiuni de cenzură, poate fi penalizat guvernul. Deci guvernul răspunde în fața Parlamentului și guvernul, în mod obișnuit, este o prelungire a unei majorități parlamentare. Când Partidul Democrat, împreună cu cei de la PPE și cu Partidul Liberal sau cu Partidul Liberal Democrat, au avut majorități, aia e 1, aia e 2, aia e 3, acea majoritate, opoziția erau comuniștii sau cine mai erau, acea majoritate forma guvernul și își asuma guvernarea indiferent cine este la președinție, că era Timofti sau că era ulterior Dodon. Deci, dacă țara nu este guvernată, înseamnă că răspunde Parlamentul. Deoarece Parlamentul n-a reușit să numească un guvern să guverneze țara. Și înseamnă că, în consecință, întreb Parlamentul, băieți, voi acolo 100 de oameni sau majoritatea aveți, voi încercați, voi faceți ceva ca să numiți guvern. Acum, normal, formal, și nu doar formal pe hârtie, dar deja cu consistență, de 3-4 ori a fost declarat că în acest Parlament, ne place sau nu ne place, există o majoritate. Sunt peste 50 de deputați, asta înseamnă majoritate, socialiștii și echipa Șor și cei de la Pentru Moldova, sau platforma cum se numește la ei, ei împreună constituie o majoritate și ei vor să numească un guvern. Dar doar nu că, s-a descurcat. Doar că, păi stați puțin, pentru asta există alt jucător în politica moldovenească, președintele țării, care trebuie să ia acea candidatură și să desemneze acea candidatură ca Parlamentul... A majorității, ca majoritatea aia să poată să facă guvernul și să guverneze. Acum, dacă eu, președintele țării, eu, Andrean Candu, nu neapărat, eu, Maia Sandu, dar președintele țării, dacă nu fac acest lucru, eu trebuie să fiu penalizată. Prin mecanismele de impeachment și restul care sunt legate de penalizare, fiindcă eu încalc Constituția. Fiindcă Constituția îmi spune, eu dacă am majoritate, adică nu, dacă există majoritate și există candidat, eu sunt obligat să iau acel candidat, să-l desemnez și ei poftim las să se organizeze și să numească guvernul. Iată că în cazul de față majoritatea este, intenții parcă ei au, candidat parcă îl au, domnul Golovatiuc. Acum președinta Maia Sandu trebuie pur și simplu să iei acel candidat, să-l desemneze și le spună, hai băieți, guvernați, să vedem cum guvernați. Deci, majoritatea în Parlament care există și are intenție și respectiv instituția Parlamentului are intenție să facă ceva, guvern anticriză, să guverneze, treaba lor, ce vrea să facă această majoritate. Cel puțin ei declară că vor să guverneze și să scoată țara din criză sau cel puțin să o atenueze. Nimeni nu poate să vină atunci Parlamentul să blameze Parlamentul și să-l sancționeze cu dizolvare. Că de altfel asta e doar o mimare de democrație. În cazul de față, închipuiți-vă că de fiecare dată când președintele țării nu este dacă președintele țării, Maia Sandu, și la următoarele alegeri parlamentare nu este mulțumită și nu-i place care sunt partidele care sunt în Parlament și majoritatea care este formată în Parlament, de fiecare dată, în cazul de față, o să blocheze mecanismele care sunt prevăzute în Constituție și o să zic, știți ce, eu nu vă desemnez niciun fel de candidat, mergem la alte alegeri anticipate. Asta nu poate fi. În primul rând că nu e constituțional, într-a doilea rând, asta deja miroase a dictatură. Adică cum? Adică tu președintele țării, care ai normal funcția de a echilibra puterile, de a găsi soluții, Constituția și legile trebuie făcute în așa fel încât să dea soluții. Nu să blocheze situația, dar să dea soluții. În limba engleză se numește deadlock. Adică și jurisprudența Curții Constituționale și Curtea Constituțională vine cu soluții ca să nu există blocaj instituțional. Și de aceea și Curtea Constituțională în anii precedenți a venit și a spus majoritatea este? Este. Candidat au? Au. Fii bun tu, președinte, nu știu cum te cheamă și nu mă interesează, și desemnează și las Parlamentul să meargă. Iată, dacă Parlamentul nu ar avea majoritate, dacă Parlamentul nu ar avea intenția sau acea majoritate n-ar avea intenția și ar face ei, nu știu, jocurile cum au fost, de exemplu, că un candidat, iar Gheorghe Gonța este candidatul nostru și Gheorghe Gonța zice că nu, eu nu sunt candidat, eu am mințit. Iar că este deja chestiuni care tu spui, aha, vă jucați?
vă penalizez, v-am dizolvat, mergem la alegeri anticipate și să vedem alt parlament. Deci, normal, astăzi, luând în considerare declarațiile care au fost deja de 3 ori în parlament, ne place sau nu ne place, există o majoritate parlamentară cu un candidat. Normal, președintele Maia Sandu, îi place sau nu îi place această majoritate, trebuie să desemneze candidatul. Și ei să-și formeze guvernul și să-și asume guvernarea, că e anticriză, că nu e anticriză, că se vor descurca, că nu se vor descurca. Noi îi vom judeca după acțiuni și după declarații pe care le vor face. De altfel, este o mimare. Sigur că deja se vorbește despre faptul că se va pune presiune pe Curtea Constituțională, ca, virgulă, Curtea Constituțională să vină cu decizii că da, sunt circumstanțe pentru dizolvarea Parlamentului, dar se creează un precedent periculos. Am să devin eu președinte peste 4 ani de zile, pot să folosesc acest precedent și să-mi bat joc într-un fel de regulile democrației și spun, știți ce, mie nu-mi place acest parlament. Ia, mi-a zis, mai băieți la plimbare și haideți la alegeri. Și atunci? Deci invitația doamnei Maia Sandu, unde scrie ea în invitație că discuțiile vor avea prin prisma articolului 85 alineatul 1 din Constituția Țării, denotă faptul că ea n-are de gând să țină cont de orice vrea această majoritate parlamentară și că să ne judece în alta curte. Da. O să fie aruncată mingea în curtea Curții Constituționale, scuzați-mi astfel de exprimare, virgulă, Curtea Constituțională ca și garantă Constituției. Curtea Constituțională este garantul Constituției, nu cum am mai auzit că președintele sau cineva altcineva, să se expună. Și deja se fac tot felul de teorii conspirative că se va pune presiune pe curte, că curtea va fi presată. În mod normal, curtea trebuie să spună, băieți, duceți-vă încă o dată la consultări? Normal, curtea trebuie să zică în baza la ceea ce a mai zis. Dacă ar fi consecventă, ar spune că majoritatea este în Parlament. Este. Băieții din majoritate au încercat să... au spus că vor să facă guvern. Păi atunci de ce vrei să-i penalizezi, să-i dizolvi? Formați guvernul și înainte. Așa ar trebui să spună. Popular vorbind. Sigur că deciziile... Și dacă, în opinia dumneavoastră, vor fi presiune asupra judecătorilor de la onorata curte? Atunci curtea o să ia și o să zică că 3 luni au trecut, 2 încercări au fost... Sunt circumstanțe pentru dizolvarea Parlamentului. Și doamna președinte Maia Sandu o să semneze, cred că în aceeași zi, decretul dumneei, pe care o să fie articolul 1. Luând în considerare circumstanțele apărute și decizia Curții Constituționale, articolul 85 alineatul 1 din Constituție, se dizolvă Parlamentul. Articolul 2. Se stabilește ziua cutare, de exemplu, a doua duminică din luna iunie, ca zi pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Articolul 3. Comisia Electorală Centrală este responsabilă pentru organizarea procesului electoral. Articolul 4. Nu mai e nevoie că decretul intră în vigoare din momentul adoptării, semnării de dumneavoastră. Și acum cea mai tare întrebare. Dar bani cine dă pentru aceste alegeri? Bună întrebare. Și nu doar bani. Pe lângă bani, care sunt 120 de milioane aproximativ alegerile parlamentare, întrebarea mea este, de exemplu, eu cu mica echipă care este, Pro-Moldova, vrem să participăm la alegeri parlamentare. Nu pot să fac campanie electorală, că nu-mi dă voie Comisia de Situații Excepționale, mi-a zis că sunt interzise întrunirile. Singura mea modalitate este să comunic ori pe Facebook, să fac live-uri, dar apar tot felul de troli, da? Așa se numesc ei, organizați de concurenți electorali, frumușel, cu tehnologiile frumoase și mă acoperă și se manipulează și multe alte chestii. Deci, respectiv, eu nu pot să particip pe baza rețelelor de socializare în campanie electorală. Nu am acoperire mediatică care eu aș fi vrut să o am, de exemplu, pentru ca să mai bine să transmit mesajul meu alegătorilor, cetățenilor, și respectiv eu sunt pus în situația din cauza pandemiei, în mod special, deoarece nu pot să circul prin țară, să mă văd cu oamenii, să discut cu ei, să le spun cine e rău și cine e bun și că eu sunt bun și votați-mă pe mine. Deci va fi o campanie electorală pe rețele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și altele, și câteva televiziuni a unor grupuri deja foarte bine stabilite, sper că N4 nu e acolo, face cum? Anotimpul, da? În limba rusă am încercat să... Pagoda v domnului, da? Sau altfel. Da. Și iată, așa o să fie alegerile parlamentare anticipate. Dar dacă
Deci, stați, hai încă o dată. Banii îi de cine? Guvernul. Banii trebuie să îi aloce guvernul prin Ministerul Finanțelor, prin trezorerie. Prin rectificare de buget. Normal, prin rectificare de buget. Guvernul interimar poate să facă rectificare de buget? Nu. Fiindcă rectificările de buget le face Parlamentul. Dar propunerea trebuie să vină din partea guvernului. Poate să vină propunerea. Guvernul interimar nu poate să facă acest lucru. Guvernul, în cel mai rău caz, ce poate să facă în cazul de față, este să ia banii din rezervă sau din fondul de intervenție, de urgență, care este, și să aloce acești bani pentru procesul electoral. Dar banii acolo, nu mai sunt, deoarece banii sunt alocați pentru vaccinuri, de exemplu. 60 de milioane pentru vaccinuri. Dar dacă îi găsește guvernul, până la urmă, deci ultimul cuvânt aparține Parlamentului sau nu? Dacă guvernul îi găsește și nu sunt în fondul de rezervă și nu sunt în fondul de intervenții, dar trebuie luat din altă parte, câte bucățică, să strânge alea 120 de milioane, trebuie să vii în Parlament și să faci rectificarea bugetului. Dar un guvern în demisie n-are dreptul să facă astfel de propuneri. Și nici deputații n-au voie să semneze o inițiativă legislativă, un proiect de lege, ca să facă modificări în legea bugetului, deoarece are nevoie de guvern să-și dea avizul, că guvernul o să zică, dar de ce, mă rog, voi deputații îmblați la banii statului și a publicului, banii publici, cine vă da voie? Adică e un cerc vicios. De aia și era ideea, de aia și propunerea noastră, pe care de atâtea ori deja am menționat-o inclusiv la consultări, a fost, doamnă președinte, avem nevoie... Acuș. O clip. O să-i spun asta mâine. Adică la modul practic, dacă mai rău să-i spun legal, asta, legislativ, în tine, toate cuvintele care există, noi putem să avem decret prezidențial privind numirea datei a legilor, dar aceste legi să n-aibă loc. Sau să aibă loc, de exemplu, nu știu, nici nu găsesc cum, nu găsesc soluții. Cunoscând sistemul bugetar cum funcționează, acel ministru a finanțelor, interimar sau secretar de stat care este acolo, doamna Ivanișchina probabil, sau acel prim-ministru în demisie, domnul Ciocoi, dacă se apucă mâine să semneze alocarea de niște bani dintr-o parte în alta, fără ca să aibă dreptul de a face acest lucru, asta e infracțiune penală. Adică, noi cum noi spunem domnului Ciocoi, hai ieși, alocă bani, ia de la, nu știu, ia din bugetele primăriilor, de exemplu, sau din, nu știu, drumuri, din întreținerea instituțiilor, din educație, din medicină, ia de unde vrei și dă 220 de milioane pentru Comisia Electorală Centrală să fie organizate alegeri. Păi dumnealui trebuie să gândească foarte bine că peste câțiva ani o să vină procurorul și o să zică, toc, domnul Ciocă, ia vin cu așa, dar de ce? Păi așa a fost politicul, așa mi-a cerut mie președintele. Bine, las că cu președintele ne lămurim, dar e tu, de ce ai semnat lucrul ăsta? Și eu nu cred că vreun ministru al finanțelor ar vrea să riște halul ăsta, să semneze un 120 de milioane de aici încolo. Că vrea altcineva, mușchiul adică, lui sau a ei, să organizeze alegeri. Adică pentru ca dorința doamnei Maia Sandu să fie îndeplinită de organizare alegeri anticipate, ea are nevoie de guvern plin de potențial, votat de către actualul Parlament. De aia și era, domnul Gonță, de aia și era ideea. Haideți în martie să numim un guvern. Nu contează cum se numește cel prim-ministru, dar lasă-l să fie și grosul dacă așadar vrea să fie prim-ministru. Cred că el tare vrut să fie prim-ministru, dar nivâșla, tot în jocurile lor s-au pierdut până la urmă. Lasă acest guvern să muncească 6 luni de zile, de exemplu. 6 luni! Nu, 6 luni de zile până în august. Și în astea 6 luni de zile să rectifice bugetul de cât e nevoie ori. Să găsească soluții cu pandemia, niște chestiuni legate de medicină, de vaccinuri, de achiziții, de să restabilească relațiile cu Fondul Monetar Internațional ca să primim măcar o parte din ele 500 de milioane de dolari aproape. Să găsim soluții 1, 2, 3, 4, 5, inclusiv rectificarea bugetului pentru alegeri, inclusiv modificarea legislației electorale, să putem să organizăm acele alegeri într-un mod civilizat și în diasporă și acasă, așa fel încât în luna septembrie să fie declanșate procedurile și în luna noiembrie, poftim, de ziua mea de naștere, faceți alegeri anticipate. Și sunt sigur că până la sfârșitul anului, până de Crăciun, la un an de aniversare a mandatului doamnei Maia Sandu, avem un nou parlament, avem o nouă majoritate parlamentară, nou vechi, cine știe, dar vom avea, și poate un nou guvern. Da. Ce e complicat? Dar în schimb, Gheorghe, în schimb, salvăm oameni, salvăm economia
mai avem ce salva. Cu chiu, cu vaie, dar încă mai este ce. Fiindcă în fiecare zi vorbesc cu inclusiv cunoștințe care au o afacere. Care pur și simplu se trezesc dimineața și zic, eu cred că o închid, mi-am făcut bagajuțele și am plecat de aici. Și sunt oameni care au deja trecut de vârsta de 40-45 de ani, care au o anumită poziție, care copiii merg la o anumită școală, la grădiniță, destul de înstăriți, dar care iată și se gândesc să-și facă bagajele și să plece din țară. Și din ăștia sunt sute și mii. Și cine ne spunea nou că vrea de fapt să lupte împotriva migrației și să aducă oamenii înapoi? Cum să-i aduci înapoi dacă tu nu poți să-i ții pe oameni să stea acasă, fiindcă oamenii sunt dezamăgiți. Dezamăgiți aia care au votat PAS și Maia Sandu, astăzi dezamăgiți și deja spun, da, du-vă în naibii pe toți, am plecat eu de aici, că am înțeles că viața pur și simplu trebuie să-mi iau eu în mâini și să-mi bat eu mie capul. Să găsesc eu loc în spital pentru dacă trebuie ca o rudă sau un prieten să nu moară, să găsesc eu posibilitatea cum să plătesc salariile la oameni, dar dacă nu mă descurc, de la vaccinare din România până am stabilit în România. Și slavă Domnului, România o să-mi dea bani pentru o mică afacere ca să o încep, să, o să-mi găsesc eu și ocupație, copiii la școală, la grădiniță. În cel mai bun caz o să fie aici, alături, în România. Dar în cel mai rău caz o să-l găsim prin Italia sau Canada sau Statele Unite ale Americii. Și s-a terminat. Și oamenii ăștia nu o să mai vină. Fiindcă ei au plecat nu numai din cauza unor motive economice, dar au plecat din cauza unei mari dezamăgiri a unui politic care parcă trebuia să-ți aducă luminița albastră la sfârșitul tunelului. Dar acolo așa e de întuneric. Domnul președinte, de ce vorbiți mai așa de ironic despre fostul premier desemnat, domnul Igor Grosu, pentru faptul că el a refuzat să vină să discute cu dumneavoastră? Nu. Și apropo, de ce a refuzat el să vorbesc cu dumneavoastră? Iar ați vă răspunde în engleză, I don't care. Nu-mi pasă. Iată, nu-mi pasă. Numai plăcere nu am să stau să discut cu dumnealui. Eu știu așa chestii, Gheorghe. Erau trei oameni care au uzurpat puterea. Pavel Filip, Andrean Candu și Vladimir Plahotniuc. Mm. Plahotniuc nu e în țară, Candu și Filip sunt. Așa. Pavel Filip, el n-a avut o problemă de discuție. A, fiindcă s-a curățat și a devenit autentic. Dar dumneavoastră de ce nu v-ați curățat să deveniți autentic pentru domnul Grosu? Fiindcă mie nu-mi pasă de domnul Grosu. Mă culc, slavă Domnului, nu cu gândul la dânsul și mă trezesc tot nu cu gândul la dumnealui. Unu. Doi. Fiindcă echipa actuală, că își pot pune un piept, că noi suntem altfel, ei doar spun că ei sunt altfel, când a avut nevoie în luna septembrie și în luna octombrie, îl căutau pe domnul Candu sau pro Moldova aproape în fiecare zi să le dăm o mână de ajutor în alegerile prezidențiale ca Maia Sandu să câștige. Dar Andreea Candu și Promoldova putea să se implice și s-a implicat indiferent dacă am fi fost rugați sau nu. Fiindcă am crezut, și țineți minte aici, cer scuze că atunci am venit într-un tricou, dar am venit cu un tricou pe care scria Dodon pleacă. Fiindcă sincer am crezut și acum consider că Dodon trebuia să plece. Și bine că a plecat. Fiindcă i s-a urcat și lua asta puterea în cap. Dar puterea și strică. Dar puterea și lui ăsta. Și lui ăsta, fiindcă și lui ăsta îi se strică deja. Puterea începe să îi strice ceva. Maia, Igor Grosu și echipa PAS au venit cu garnitura guvernului care a venit. Cu programul de guvernare care l-au copiat, au mai pus acolo propoziții două, dar au făcut xerocopii într-o seară două din programul Gavriliță în programul Grosu. Mare lucru pentru asta nu trebuie să faci, un copiator foarte bun. A mers la discuții cu platforma, da, cu PD, cu socialiști au dus discuții. Și cei care ieșeau din consultații, cel puțin asta și în spațiu public a apărut, ieșeau cu mare semn de întrebare, așa și nu înțelegeau. Asta ce-a venit? Vrea guvern? Nu vrea guvern? Vrea ca noi să votăm? Nu vrea să votăm? Adică până ieri platforma, da, iată, scriau în tot felul de mesaje și domnul Slusăr și alții care spuneau că noi așa și n-am înțeles. Noi n-am înțeles mâine ce se întâmplă cu PAS-ul, de exemplu. Votează sau nu votează? Și iată că astăzi noi am văzut că PAS n-avea intenția să voteze. Dar dumneavoastră l-ați fi votat pe domnul Grosu? Eu aș fi votat un guvern care ar fi venit cu adevărata intenție să guverneze țara pe următoarele 3-6 luni cu niște măsuri foarte clare, bine stabilite,
de măsuri anticriză, indiferent de nume, indiferent de gen, indiferent de culoare politică. În programul guvernului Gros, dacă l-ați știut, probabil l-ați, l-ați știut că ați spus că ați văzut că e copy-paste. Erau măsurile astea? Că eu nu l-am știut, eu nu citesc așa. Nu citesc așa. Fiind serios, nu citesc niciun program de genul ăsta. Erau declarații frumoase, dar nu erau nimic substanță adevărat. Vă dau un exemplu. Majorăm cu 1,5 miliarde de lei fondul de subvenționare în agricultură. Dar de unde? Stabilim pensia 2.000 de lei, minimă, pentru toți. Știți cât costă asta? Undeva vreo 3 miliarde de lei. Dar de unde? Voi nu găsiți 100 de milioane să achiziționați niște vaccinuri. Voi aceam, ribeat. Coborâți-vă pe pământ, dați-vă câte o palmă, treziți-vă la realitate. Se cerea altfel de abordare. Iată problema cea mai mare. Că pui un prim-ministru gen Grosu, cu experiența lui de nimic, în tot ce înseamnă guvernarea unei țări, cu unele experiențe. Și tu încerci să-i pui o sarcină imposibilă pentru dumnealui. Să guverneze țara în criză. Pentru asta îți trebuie manager de criză. Crisis management îți trebuie pentru asta. Pentru asta îți trebuie din sute de idei pe care le ai, una să găsești cea mai bună și la aia să lucrezi zi și noapte. Zi și noapte. Care e prioritatea numărul unu? O lună de zile ne ocupăm zi și noapte numai de vaccinuri. Vaccinăm țara în 3 luni de zile și am scăpat de pandemie. Între timp, găsim un 1,5 miliarde, 2 miliarde și ajutăm întreprinderile mici și mijlocii să nu moară și oamenii să aibă locuri de muncă. A bag țara în lockdown, în carantină, le plătesc ajutor de șomaj tehnic, 75-80% din salariu, las oamenii să stea, dar să știe omul că dacă stă acasă primește bani și are cu ce să-și plătească facturile. Dar ei cu ce a venit? Creăm tribunal anticorupție. Când? Acum? Stai că tu nu te-ai descurcat cu acei judecători care tu spui că sunt rei. De unde mai găsești alți judecători? Pentru tribunal anticorupție ai nevoie de judecători, nu? Buni, de treabă, puternici, un fel de covășe, nu? Dar de unde ei? Ai aduci pe cei de psihotare. Atunci trebuie să schimbi legislația. Dar trebuie să-i găsești, să-i aduci în pandemie, să-i plătești salarii. Poate sunt niște judecători englezi la pensie care ar vrea să câștige un ban sau ar vrea să vină să ajute Republica Moldova. Dar ai vorbit cu dânsii, vin în pandemie. Și legislația modificată de Parlament. Că își fac cruce cu două degete catolici și o să zică, sau protestanți ce sunt, și o să zică că în Moldova, în pandemie, câți oameni mor acolo? Unde să mă duc? Ce tribunal anticorupție? Am înțeles, e părerea dumneavoastră despre acest program. Mai am niște întrebări bune, domnule Andrian Candu, dar după câteva clipe de publicitate, vă rog. Publicitate, domnilor și domnilor. Noi am revenit, domnilor și domnilor. Domnul președinte, să zicem noi că în alta curte spune că doamna Maia Sandu, noi vă iubim, vă adorăm, dar... Bancul cu dealul. Valea. Da, așa. Trebuie să vorbiți cu cei din Parlament, dacă au majoritate, trebuie să o înălțați pe domnul Golovatiuc. Dumneavoastră l-ați votat pe Golovatiuc pentru funcție de prim-ministru? Dacă dumnealui este desemnat, dacă programul de guvernare este anticriză, dacă componența guvernului este una nu de șmichereală și de capital politic, și după o discuție profesionistă cu domnul Golovatiuc, există înțelegere clară ce face omul în prima zi, într-a cincea zi, într-a zecea zi și așa mai departe, cu un angajament strict, și după discuțiile și cu agrearea de consens a echipei, există posibilitatea să fie votat. Dar iată că am pus foarte mult dacă. Sigur că mie mi-ar fi plăcut să fie un alt candidat. Și nu neapărat pun la îndoială integritatea sau... profesionalismul domnului Golovatiuc. Deși am multe semne de întrebare în privința profesionalismului, că dumnealui era cel care promova ideea anulării așa numite legii miliardului, care au făcut o mare prostie atunci la sfârșitul lunii decembrie și noi trebuia să o oprim la Curtea Constituțională săptămâna trecută. Și nu contează că vorbește mai rău limba română și vorbește mai mult limba rusă. Chiar acum nu contează că e criză. Dar o vorbește? Limba română o vorbește. Am să vorbesc și în chineză dacă trebuie cu dumnealui. Contează ce face în următoarele 3 luni de zile, ce face în 6 luni de zile și înțelegerea că el e temporar. Iată, el
cu această echipă, cu aceste priorități, în 6 luni de zile asta trebuie să facă și după aia să plece. Să plece de ce? Ca să vină altcineva? Sau ca să nu, mergem... ca să mergem, de exemplu, la alegeri anticipate. Când vorbim despre un guvern anticriză. Când vorbim că țara... Unii vorbesc. Că țara vrea alegeri anticipate. N-ați observat că parlamentele țării, parlamentele, legislaturile, sunt tot mai rele și mai proaste în fiecare legislatură? La întrebarea asta vă răspund în afara camerei. Vă spun eu. Așa este. De ce credeți așa? Dați-mi un exemplu în ultimii 2 ani și jumătate sau cât avem în acest parlament de o luare de cuvânt sau de o inițiativă ca să privești, să auzi, să asculți și să spui wow! Mie a plăcut o luare de cuvânt contra dumneavoastră domnului Pavel Filip. Foarte dur declarați. Și o țineți minte bine. Ei, cu excepție, să zicem al domnului Filip. Că vine din garda aia care era bună cândva. Deși eu s-au cam pierdut în ceață. Ultimul timp, vreo 2 ani de zile. Dar în general, o reformă, o idee, o ceva care să zici, wow, ați văzut ceva? Și uitați-vă la precedentul parlamentului. Un Voronin, oameni de stat, echipa lui Voronin, uitați-vă la echipa PLDM, la Dream Team, când vorbea un Năstase, când vorbea un Tănase, un Godea, un Nagacevski, ți era o plăcere să-i asculți, să-i auzi, vedeai că se fac lucrurile. Noi poate nu eram cei mai buni la nivel de retorică, dar și lucrurile care se făceau prin legislație, prin dezbateri. Noi uninominalul ăla, mixtul ăla, l-am murat un an de zile în discuții și prin țară și prin... Numai eu am dus vreo 7-8 ședințe cu societatea civilă, cu dezbateri, cu nu știu ce. Unii se zic că da, ați mimat. Bine, domnule, dar 8 ședințe am făcut. La Comisia de la Veneția am fost, la Bruxelles am fost, la Strasburg am fost cu subiectul acela. Voi ce ați făcut în 2 ani și jumătate? Dați-mi un exemplu. Dar cum vă explicați dumneavoastră că parlamentele de la an la an sau de la legislatură la legislatură devine tot mai prost și mai prost? Poate deja nu mai are cine candidat din fosta așa numită intelectualitatea noastră, de calitate, de calibru. Oamenii, au plecat? Oamenii nu mai vor să se implice în politică. Oamenii nu mai vor să aibă de a face cu tot ceea ce înseamnă statul și instituțiile statului, deoarece tu muncești 24 de ore din 24, iai niște decizii cu anumite responsabilitate și cu anumite riscuri și după aia nimeni nu apreciază acest lucru. Ba chiar mai mult, ești blamat pentru tot asta și atunci te întreb, dar n-a fi gani asta, întreb. Și atunci oamenii încearcă... Eu am încercat să aduc oameni tineri care s-au remarcat peste hotare să-i aduc în funcție în Republica Moldova, perioada când eram la guvernare. O parte din ei câștigaseră foarte bine, dar foarte bine. Nu în țară, acolo unde erau. Și când auzeau că trebuie să vin în Republica Moldova și așa, sacrificând familia, lăsând acolo, lăsând afacerile, luându-și un an, 2 ani de așa numitul sabbatical leave, în limba engleză zice, când tu suspenzi ceea ce faci, că după aia poți să revii peste un an sau 2 ani de zile, ne zice, eu trebuie să declar toate veniturile, toate proprietățile, inclusiv ceea ce am făcut eu și să mă blameze jumătate, că la noi cum e? La noi, moldoveanul, dacă ai mai mult decât dânsul, înseamnă că ai furat. Cu excepția cătorva, în ultima vreme, apropo. Dacă tu cumva ai un leu în plus, tu l-ai furat. Și să-ți moară și vaca și bouă și tot ce ai tu. Că eu stau toată ziua și beau și fumez, stau la bucătărie și vorbesc și mănânc semânță, nu lucrez, dar eu sunt mai bun ca tine. Dar cei care și-au lăsat cariere sau încearcă și s-au implicat, au fost blamați, au fost persecutații în public, în sens. Și atunci oamenii au zis că pentru ce mie asta îmi trebuie? De ce? Pentru ce? Și uitați-vă că din generație în generație, din parlament în parlament, din guvern în guvern, tot mai slab și mai slab și mai slab. Domnul președinte, noi trebuie să încheiem, dar eu mai am câteva întrebări. Haideți mai succint, vă rog. Dar păi nu mă lăsați să vorbesc așa, că dacă... Văd că vă place. Eu îmi aduc aminte primele emisiuni cu dumneavoastră. Mie mi-era tare ușor. Pentru că vă prindeam în fiecare capcană posibil. Dar cu timpul mi-am dat seama că e mai greu și mai greu. Și aici apare întrebarea, sau dumneavoastră crește sau eu descresc? Nu, adevărul este că am obosit. Am obosit foarte mult de mizerie din jur, de cinism, de fățărnicie. Totul va fi bine, după anticipate va fi ok. Da? Cum? Ce a fost? De exemplu,
Nu, pentru mine asta e bancul anticipat, dacă pe bun. Și eu cred că el o să aibă loc în anul 2023. Pentru mine asta e... Dar când n-ar avea ele... Vă dați seama să ții o țară, o statică, unii idei prostești? Cu ce o să fie viitorul parlament mai bun decât asta dacă nu știm că o să fie mai rău? Mi-a să știți că nu ajungeți în următorul parlament dacă nu vă supărați. În primul rând, nu mă supăr. Într-a doilea rând. Voi ajunge. Never say never. Echipa lui Andrean Candu, în diferite formate, a reușit să mobilizeze în cea mai importantă moment al vieții politice și să arate rezultate foarte bune. Mi-a să veți participa pe cont propriu sau vreun bloc? Sau aderați la o formațiune? Sau fuzionați cu vreun partid? Când, după ce doamna Maia Sandu semnează decretul constituțional și legal de dizolvare acestui parlament și de a merge la alegeri anticipate, iată atunci am să mă concentrez la alegeri și am să vin cu cea mai bună soluție ca să câștige și Pro-Moldova și echipele care poate eventual se vor adera împreună cu Pro-Moldova, nu știu ce construcții și nu știu cum, și dacă în general asta va fi, în așa fel încât să fie unul cu succes. Ni dăjduți sau unii care vor scăpe de Andrean Candu. Eu înțeleg că eu le stau și la unii și la alții cumva așa ca ceva. Nu o să le meargă. Să nu se relaxeze. Ce pe mine scurt? Și m-au trimis din țară și Candu ia că s-a urcat în avion și fuge, ia că Candu nu mai vine, ia că Candu a făcut aia, Candu a făcut aia. Cum zicea, cine zicea, usate, relaxați-vă, în rusă, da? Relax, băieți. Ce a fost cu operațiunea Mariana Durlășteanu? A fost o operațiune întreagă? Sau a fost o coincidență că atunci Igor Dodon vorbea cu Maia Sandu, Mariana Durlășteanu a zis că nu mai vrea să fie candidat? Opinia mea. Doamna Mariana Durlășteanu a venit ca și propunere din partea doamnei Greceanu, cred eu. Deoarece doamna Greceanu a lucrat cu doamna Durlășteanu în perioada când doamna Greceanu era prim-ministru, inițial ministru finanțelor, după aia prim-ministru. Doamna Durlășteanu are o anumită experiență și CV-ul său arată relativ impresionant. Și cred eu că inițial discuția care a fost una sinceră, poftim, nu ești afiliat politic, n-ai fost în Moldova de atâția ani, ești profesionist, cred că ai spus să formezi o echipă bună anticriză, cred că îți vei stabili un bun program, hai înainte și să încercăm. Doar că, în cazul de față, a durat prea mult timp, timp în care poți pui presiune pe om. A ieșit doamna Maia Sandu și a zis că nu Durlășteanu, nu, că nu-mi place majoritatea. N-a zis nimic de candidat, pare mi se că nu-i place sau nu-i place. Și în toată această perioadă de timp, cred eu, au lucrat diferite mecanisme în așa fel încât să fie aranjate lucrurile ca doamna Durlășteanu să-și retragă candidatura, anume în momentul în care socialiștii se aflau la consultări. Eu mă uitam și zic, cineva zicea că echipa lui Plăhotniuc face așa frumos. Ăștia au învățat, bă, domnule, ce repede. Și nu ei au învățat, alții au învățat. Numai că echipa lui Plăhotniuc când făcea niște chestiuni, le făcea cumva cu o anumită bătaie lungă, cu o anumită strategie, inclusiv prin modificare de legislație. Dacă nu-ți plăcea legea, tu o modificai, dar nu făceai șmicherie ca să o eviți. Așa este. Domnul președinte, dar până la urmă să se înțeles de ce n-a fost desemnat domnul Andrei Năstase la funcție de premier. Ori Andrei Năstase nu e Igor Dodon, nu e Andrean Candu, nu e Ilan Șor, nu e Gheorghe Gonța, ăsta e partenerul de alianță al Maia Sandu. Și eu cred că dacă ar fi fost desemnat de doamna președinte Maia Sandu, eu cred că Andrei Năstase ar fi reușit să adune în jurul său cele 50 și de semnături și de susținere ca să fie prim-ministru. De ce? Lupta politică, rânza moldoveanului și poate multe altele, concurență. Ce contează țara? Ce contează pandemia? Câți oameni mor? Ce contează? Trăiască și înflorească politica moldovenească. Am început să vorbesc în rimă aici. Văd. Despre Vladimir Plahotniuc, vă întreb ceva? Sau n-am, în zadar am să vă întreb. În zadar să mă întrebați. Dar, iată, pasul spune că noi acum avem coaliția Dodon, Șor,
Vladimir Plahotniuc. Și insistă la greu pe asta. Da, unde e domnul Plahotniuc? Renato Satu spune că noi avem coaliția de domnul Șor cu binecuvântarea lui Vladimir Plahotniuc. Prin ce? Da, eu știu. Noi că aduceți un argument și un mitologic. Haideți să luăm altfel. La sfârșitul lunii decembrie, coaliția formată din, sau majoritatea formată din socialiști și Șor, au votat unele legi și au anulat unele legi pe care domnul Plahotniuc le promova. Antipropaganda, legea miliardului, ambasada americană cu terenul. Uh-huh. Erau chestiuni pe care dumnealui, împreună cu echipa, le-a făcut, le promova. Și acum reiese că această majoritate, formată cu, cum a zis, binecuvântarea dumnealui, să iei să anuleze aceste legi. Unde este avantajul și unde este logica în general a unor acțiuni? Domnul Plahotniuc este o persoană, sau cel puțin noi așa am cunoscut-o, ca o persoană care gândea cel puțin vreo 10 mișcări înainte, care știa să organizeze anumite procese, care știa să unde punea degetul acolo era anumit efect. Dar acum ce a rezolvat dumnealui? Cu ce avantaje a adus formarea unei coaliții sau neformarea unei coaliții? Faptul că Andrean Candu, cu o parte din echipă, a plecat din PD, ce avantaj ăsta este pentru domnul Plahotniuc? Eu așa și n-am înțeles. Fiindcă cei care noi cei care am plecat, sau cei, iată, care suntem noi în Promoldova, noi n-am participat. Andrean Candu nu a participat în 2 ani și jumătate de zile la niciun element legat de deciziile statului pe parte de tot ceea ce înseamnă guvernare și putere. Am fost în opoziție. Pentru ce lui domnul Plahotniuc îi trebuie Andrean Candu în opoziție? Eu aș fi înțeles dacă eu aș fi intrat în anumite coaliții și participam în guvernare, de exemplu. Ok, hai să zicem că acolo ar fi existat unele avantaje. Care e avantajul? Că și Andrean Candu în opoziție. De mult să vorbește despre asta? Către... Foarte simplu. Gheorghe, presa vorbește. Nu presa, și... eu mă refer la politicieni. Noi preluăm de la ei? Unii care au ratat și sunt ratați în succes și au eșec, trebuie să caute un vinovat. Doar nu o să iasă oamenii și o să zică noi suntem așa de proști și așa de mici că iată, ne-am avut puterea și n-am putut să facem nimic în 2 ani de zile. Trebuie să blamezi pe cineva. Asta din cauza lui Plahotniuc. Păi voi, Partidul Socialiștilor, ați fost în 3 coaliții în ultimii 2 ani de zile și întotdeauna ați fost în guvernare. Tot Plahotniuc e cel care stă în spate și v-a stricat guvernarea? Voi, cei de la PAS și tu, Maia Sandu, ai fost la guvernare 6 luni de zile, din luna iunie până luna noiembrie. Cu ce te-a încurcat Plahotniuc în 6 luni de zile, când Andrean Candu și echipa PD atunci era în opoziție și era blamat și lovit în fiecare zi? Și procurorul venit și ridicat imunitatea la unii colegi și așa mai departe. Cu ce am încurcat? Acum, Andrean Candu, cu ce încurcă această majoritate care este formată între Șor și Dodon, și socialiști? Cu ce? Trebuie să existe o anumită logică. Nu pur și simplu să ieși să spui că știți, am visat, vântul bate așa. Trebuie să existe o anumită logică în anumite argumente. Este ușor să găsești un țap ispășitor și să blamezi. Dar adevărul este, stimate domnule Gonța, că și dragi cetățeni, că de 2 ani de zile trăim mai rău, oamenii pleacă din țară mult mai mulți, afacerile dispar și nu este numai pandemia cauza acestor eșecuri. Pe această notă tristă, eu vă mulțumesc tare frumos, domnule președinte, pentru faptul că ați fost în emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Și vă mulțumesc foarte mult pentru discuție, mulțumesc telespectatorilor pe această ocazie, îi rog și implor să aibă grijă de ei, să-și ia soarta în mâini, că se pare că acești mari jucători a puterii nu se gândesc la voi, cu regret. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a 4-a, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.